dimineața, așa dimineoară, foarte vesnic și cu zâmbetul pe buze, pentru că noi credem în noi și voi credeți în voi, pentru că e unul dintre sloganele pe care le folosesc chiar și televiziunile naționale, crede în tine, și e foarte important acest lucru. Să vedem dacă și Nicol crede în ea în această dimineață și chiar acum îi spunem Neața! Bună dimineața, tinerețe, bună dimineața, dragii noștri! Îți vine să crezi că n-am fost atentă la ce ai spus? Nu cred. Crezi Măi, în tine? Am găsit, normal. Nu, că am găsit un titlu aici și un articol de dai pe spate. Nu mi-l spui încă, de toate vreau să vedem cum curg ziarele așa pe bandă rulantă, la fel cum vin și informațiile aici la noi, la Corineața. Dar, Nicol? Cele online, da. Păi măcar în generic curg așa, știi, la propriu. Mm-hmm. La noi curg online informațiile, pentru că, hai să fim serioși, majoritatea dintre noi, deja când vrem să aflăm ceva, un click și accesăm informația din mai multe surse. Altă viață. Mi-aduc aminte cum era prin 1995, când am început eu să lucrez în presă. Wow! Cât alergam după o știre, câte telefoane dădeam, lucram la Radio Deva, vă vine să credeți. Hai să ne înțelegem specifică faptul că nu existau telefoanele mobile și toți vă înghesuiați pe un fix. Pe un fix. Eram la rând, așa, noroc că nici departamentul de știri de la Radio Deva nu era foarte, foarte mare, dar mi-aduc aminte că și relatările în direct de pe teren, da, au făcuseră băieții niște legături ingenioase acolo și făceam relatările prin intermediul stațiilor de emisie recepție. Vine să crezi? Noroc că am evoluat. Vorbeam la terminat chestii, știi? Ai, super. Bine, era altceva. Vulturul către șarpe, nu? Foarte, foarte, foarte tare. Terminat. Nu, și asta vreau să spun, că dădeam la telefoane de nebuneam până când găseam și puneam la întrebări de numai. Închipuiește-ți că de multe ori eram blocată în redacție și m-am întâlnit cu persoane care mă recunoșteau după voce, cu care nu mă văzuse, da, exact, poate și 2 ani purtasem convorbiri telefonice pentru informații, pentru a face știrile, și abia după vreo 2 ani am ajuns să ne cunoaștem face-to-face. Vai, Nicol! Pe bune! Dar, na, ăsta era ritmul. Se Eu alerga... sunt foarte curioasă dacă te Nu erau agenții de presă, nu erau... Astăzi îți merge netul? Astăzi merge. Merge. Astăzi informația o să curgă. Tocmai de aceea, hai să vedem ce au mai scris ziarele. Nicol, despre ce titlu spuneai? Mai, fii atent. Apropo de show-ul, noul spectacol, noul circus care a început după 25 de ani de la Revoluție, da? Nu știu dacă ai fost atentă, tu ai avut alte întâlniri de afaceri, dacă e să spun așa. Dar printre picățele, cum am putut și eu, în timp ce lucram la niște proiecte, m-am uitat și am tras cu urechea și la televizor, așa cum fac mulți dintre telespectatorii noștri, nu? În timp ce se pregătesc să plece la serviciu, ascultă. Apropo de ce se întâmplă cu după 25 de ani, știi? Un fost șef al SIE anunță un cutremur politic. O să spun tot ce știu de la Moscova. Fostul șef al Serviciului de Informații Externe, Ioan Talpeș, a dezvăluit că are o listă a persoanelor care pe 17 decembrie 1989 au fost trimise la Moscova pentru a forma noua putere în România după Revoluție. Talpeș spune că acestea se aflau la bordul unui avion care a fost întors de la București și că fac și astăzi parte din viața politică din România. Declarațiile au fost făcute pe una dintre emisiunile de la Prima TV. Ioan Talpeș, de fapt, are o emisiune săptămânală acolo foarte, foarte interesantă. S-a numărit cu Crede în tine, pentru că este exact sloganul Prima TV, Crede în tine, ce spuneam eu la începutul emisiunii, apropo că mi era atentă de ceea ce eu spuneam. N-am fost atentă. Vezi cum s-a făcut conexiunea fără să știm una de cealaltă. Dar eu mai am o curiozitate, dacă tot veni vorba, după 25 de ani, dacă tot a venit vorba de
de Moscova, de acea listă, are vreo legătură cu faptul că brusc și dintr-o dată este Ion Iliescu și nu numai, și Măgureanu și așa mai departe, da. Deci are o legătură și păi, asta? Păi, probabil este momentul în care poți să să faci niște dezvăluiri. Ani, corect. Din câte știu, atâta ești obligat să ți se cred. 25 de ani. Nu știu, poate și 50, poate. Acum depinde și de informație, corect, pentru că nu trebuie neapărat foarte delicată, clar, oarecum semnezi că nu ai voie să. Probabil l-am cunoscut pe Ioan Talpeș pe vremea când își înființase propriul partid, prin 2007, dacă nu mă înșel, chiar aseară povesteam cu cineva și am revăzut și câteva fotografii. Din păcate, n-am văzut și fotografiile de la conferințele de presă la care a participat dânsul. Îi mulțumesc doamnei Monica pentru Remember. De atunci mi-am dat seama că omul are foarte multe informații. Păi îți dai seama că a fost șeful serviciului de informații externe. Cum Dumnezeu să nu știi, cum Dumnezeu să nu ai astfel de informații? Cu siguranță știau și alții, numai că întotdeauna știi când este ceva care pune în pericol stabilitatea unui sistem creat, totul se... A unui sistem, sigur că da. Gândește-te numai de când s-au inventat autovehiculele cu motor care folosesc pe post de combustibil apă, hidrogen și mai știu eu ce alte chestii, sau cele hibrid. Ce ar fi făcut cei care dețin carburanții? Păi tocmai de asta au monopolizat, au cumpărat, le țin bine mersi acolo pentru ca sistemul creat de ei să nu se prăbușească. Așa este și în politică. Bun, Ioan Talpeș, fii atent aici, reporter, moderator, Cristian Unteanu, știți cumva răspunsul la întrebarea 21-22, cine ne-a împușcat pe noi? Ioan Talpeș, 21-22, cine a tras în noi? Va trebui odată să fim serioși cu noi înșine. Tot ce s-a întâmplat în România, de fapt, a fost o acțiune de intoxicare fantastică din exterior, pentru a determina tot ceea ce se aștepta, a răspuns Talpeș. Acum, mulți dintre noi știm foarte bine că revoluția, de fapt, nu a fost revoluție. Foarte mulți dintre noi știm că n-aveam cum să ne mobilizăm să-l răsturnăm pe Ceaușescu dacă n-am fi fost susținuți din exterior, cum se spune, manipulați. Corect. Și totul a pornit din exterior. A fost un scenariu extraordinar de bine pregătit, iar noi am fost noi românii. Nu, că tu atunci te nășteai, da. Eu eram în burtică la mămica, în siguranță. Era un scenariu în care noi românii am fost actori. Da. Fiecare deja a fost manipulat în așa fel încât să-și joace rolul. Am abordat subiectul, dar nu l-am dezvoltat, bineînțeles, cu câteva personalități, dacă pot să spun așa, în cartea mea, în Misionarii. Și am scos în evidență faptul că după Revoluție am citit o carte despre Revoluția din România, o carte publicată, rețineți, publicată, deci scoasă din tipografie, da? În anul 1984. Deci americanii scriau, Sidney Sheldon este autorul, scriau un roman despre Revoluția din România, despre înlăturarea lui Ceaușescu și a regimului comunist, totalitarii și așa mai departe. Cartea publicată în 1984. Deci cu 6 ani înainte. Cu 5, hai că a fost 89. Plus minus un an, da. Știau deja faptul că în România va avea loc o schimbare și sub ce formă va avea loc. Nu că va avea, că se vorbea la momentul prezent. La momentul prezent. Deci de atunci deja pregăteau. Totul era pregătit. Se aștepta doar momentul, probabil. Bun, hai să revenim la județul Hunedoara. Sigur că da, se demonstrează încă o dată că... Ce pioni mici suntem noi aici. Da. Și am făcut și o rimă, apropo, că ai început articolul acestui domn cu o rimă, întrebarea 21-22, cine a tras în noi. Iată, uite, zic și eu, așa ne dăm seama ce mici suntem noi aici, știi?
M-a inspirat. Dar suntem utili, mici și utili, bă. Dacă n-am mai fi noi, pe cine ar mai manipula cei de la putere? Buturuga mică răstoarnă. Atenție, atenție. Da, 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 așa e. Crede în tine, crede în tine. Astea numai poveștile nemuritoare ale bunicilor noștri. Hai măi, Nicol. Cu buturuga mică. Hai măi, Nicol. În politică, nu, în politică mă refer. Piața Arad din Deva a fost inaugurată ieri, îmi pare rău că n-am putut să ajung, chiar îmi pare rău, pentru că mi-aș fi dorit, arată superb. Da, este într-adevăr superb. Superb, superb, superb. Cu siguranță devenii încep să se mai potolească puțin, cu siguranță devenii vor fi mai mândri, sigur că da, sigur că da, este o zonă foarte circulată. Sunt convinsă că și celelalte șantiere care încă sunt în desfășurare. Încet, încet. Nu că încet, încet se termină. Deja devenii oarecum acceptă situația și nu mai sunt la fel de moroconești, pentru că au văzut deja rezultatele primului șantier care s-a finalizat ieri și anume Piața Aras, care într-adevăr e superbă. Arătăm și noi, măia, oraș din vest. Da, sfârșit, da, 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 nu? Super, super. Suntem ok. Suntem și noi mai occidentali. Exact. Mai moderni. Bun. Ce jocuri se fac pe spatele autostrăzii? Inspectorii locali au orbul găinilor când vine vorba de autostradă. Inspectoratul de stat în construcții, citesc din Glasul Hunedoarei, a dispus suspendarea lucrărilor pe două tronsoane, știm foarte bine chestia asta. Da, așa. E vorba de Șoimuș. După ce a constatat că firma constructoare deținută de regele asfaltului, așa, nu deține autorizație de construcție pentru acele tronsoane și nici autorizație de mediu. În mod paradoxal, nici n-are rost să mai continuăm, că ăsta e subiectul pe care l-am prezentat și ieri. Adică lucrează de atâta timp și n-or văzut ce și cum, știm care este sistemul. Dăm drumul la lucrări, că după aceea oricum trebuie să ne ajute cineva să intrăm în legalitate. Ăsta e mersul la noi în România. Încă, încă, sau deocamdată, sau în ultimii 25 de ani. Elevii din județ beneficiază de consiliere vocațională și de carieră. Asta e un lucru bun, îmi place cum sună. Da, stai să vedem. Elevii din clasele a 9-a și a 10-a din județul Hunedoara vor beneficia de consiliere vocațională și de carieră în cadrul unui proiect european. Este vorba despre un proiect care se derulează în 7 județe din țară, printre care și Hunedoara. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Cluj, în calitate de instituție, îți dai seama că au făcut proiecte și foarte, foarte fain. În sfârșit, măi, îi aduni pe copiii ăia și stai de vorbă. Nu mai sunt orele de dirigenție, nu mai sunt întâlnirile acelea, știi, și pur și simplu banala aia întrebare, ce vrei să te faci când ai să fii mare? Ce vrei să te faci? Este un lucru foarte nu știu, bun. Păi atunci hai să te ajut. Foarte bun, pentru că s-au introdus aceste materii și să sperăm că va fi la tot nivelul României. De ce spun chestia asta? Îmi aduc aminte, în clasa 8-a făceam o oră genul acesta, dar într-adevăr făceam cu psihologul școlii, cu consilierul școlii. Și vreau să-ți spun că de atunci, în urma chestionarelor pe care le făcea cu noi și care ne scotea în evidență care sunt calitățile noastre, atunci eu am luat decizia că vreau să fac jurnalismul. Prin simplu fapt că a știut cum să vorbească cu mine, m-a făcut conștientă de, băi, astea sunt calitățile tale, aici te-ai potrivi. Pe vremea mea, acum vreo 40 de ani, așa vreau să spun că rolul psihologului, rolul psihologului, mă rog, da? În perioada ta, era deținut chiar de diriginte. Deci orele de dirigenție erau fantastice. Să știi că aveam discuții, se abordau subiecte chiar pe vremea comunistă, reține, și despre viața sexuală. Era cu totul altceva, era o discuție liberă, era, nu știu, și fiecare dintre noi aveam un profil psihologic, știi? Dar acum ai accesul la prea multă informație și nu se mai știe din acest avalgam de informație ce să luăm, să folosim pentru a comunica cu copiii, știi? Nu avea acces la așa de multe lucruri și parcă ți era mai ușor să vorbești direct cu copilul. Dar acum nu mai știi să încerc strategia aia, dar să încerc cealaltă strategie. Poate așa era mai bine. Și atunci deja omul e bulversat. Zic eu. Nu știu, stau și mă gândesc, probabil erau alte vremuri, era alt mod de abordare, nu erau nici atâtea cerințe vis-a-vis de activitatea dascărilor, știi, pentru că ce au săracii de făcut acum la hârtii și hârtiuțe și referate de nebunești, știi? Asta așa e, dascălii pe care i-am avut erau adevărați pedagogi.
pedagogi, toți, toți. Numai se uitau la tine și te vedeau și imediat își dădeau seama că ți s-a întâmplat ceva, este ceva cu tine. Te luau discret, frumos, ia vino până la mine, ia nu știu ce, nu în fața clasei, nu te făcea de minune nimeni. Sau spunea să mă aștepți după o oră ca să stăm de vorbă sau chestii de genul ăsta. Discrete, delicate și în momentul în care vedeai că profesorul tău de matematică, un zbir, un dur, nu știu ce, se gândește la tine. Exact, se interesează de tine, da, se interesează de tine dintr-o dată, așa, și normal că ți deschideai sufletul, știi, chestiile astea te stimulau, știi, și chiar te duceai cu drag și la orele de matematică și la, știi, dacă l-ai știai că ai acolo un prieten, știi, da, corect. Da, și nu hai să vedem ce s-a mai întâmplat în județ, pentru că timpul din mașinile au stricat pista de bicicliști înainte de inaugurare. Hai pe bun. Hai tu. Unde? Pista de bicicliști de pe calea Zarandului a fost făcută praf de conducătorii auto. Aceștia au parcat în zona interzisă accesului autoturismelor. Deci tu. Iar consecința se poate observa cu ochiul liber într-o fotografie. Deci îți dai seama sa. Bun. Unde se poate vedea? În ce ziar se poate vedea? În glasul Hunedoare. În glasul Hunedoare. Da, acum stai puțin că stau și eu și mă gândesc acum. Hai să stăm. Atât de bine au fost făcute? Așa de bine au fost făcute încât dacă s-a urcat o mașină pe pista aia care este ca un trotuar, da, s-a năruit, s-a vălurit, s-a crăpat, s-a... Despre și ce vorbim, de inaugurare, mare? Nicol? Aoleu, dar după ce vor fi date în constructorul și-a văzut nevoie să spargă și să refacă porțiunile afectate. Eu aș zice să facă un test administrația locală, dacă este deșteaptă, ca să nu mai aibă astfel de surprize, după ce recepționează lucrările, pe pista de bicicliști, să ruleze cu o mașină de la cap la coadă și să vadă unde se vălurește și să-l pună pe constructor să facă pista din nou așa cum trebuie. Pă cum numai toarnă acolo un strat de asfalt, îl vopsește roșu? Vopsește în roșu, îi trage niște dungi albe cu semnul biciclistului și pam, făcut o pistă de bicicliști de nu știu câte miliarde. Despre ce vorbim? Bine, măcar că s-o vălurit acum. Apropo de mașinile parcate. Și bine că s-a atras atenția, pentru că hai să fim serioși, dacă nu se atrăgea atenția, crezi că se și repara? Nu rămâne așa. Da, păi până îl mai prindea iară pe constructor care are altă lucrare și își disponibilizează tot efectivul pe alt front de lucru, știi? Și până ți-l repară, nu se poate, că iarnă, acum, în primăvară, știi? Și până în primăvară, nu. Angajații ai Consiliului Județean Hunedoara condamnați în dosarul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Ți-aduce aminte de aranjamentele, mă rog, vis-a-vis de concursul de manager sau director general al instituției. Tribunalul Hunedoara s-a pronunțat miercuri în cazul fraudării concursului de ocupare a funcției de director. Cei patru angajați, ia să mergem mai departe, că n-am avut timp să citesc tot articolul, au fost condamnați, cred că, au fost condamnați la închisoare cu suspendare. Bun, trecem peste. Da? Da. Trecem peste, închisoare cu suspendare. Mulți ar zice, mult zgomot pentru nimic, dar poate nu, pentru că de acum încolo toată lumea va fi foarte atentă. Cum își aranjează, cum își aranjează ploile. Nu că să nu mai facă, să fie mult mai discreți, da. Chiuveși cere Parlamentului încuviințarea reținerii și arestării preventive a deputatului Elena Udrea, deci nu mai intrăm, final previzibil. Final previzibil pentru cariera lui Emil Rișteiu în PSD. Adică? Primarul orașului Simeria are zilele numărate în funcția de secretar general al organizației județene. Mandatul acestuia se va încheia în scurt timp, situație care echivalează cu retrogradarea acestuia din prima ligă a conducerii hunedorene. Emil Rășteiu, Cica a călcat strâmb de două ori, citesc din Hunedoara Liberă. Chiar dacă la mijlocul lunii septembrie deputatul Laurențiu Nistor a fost reales în funcția de președinte, mâna dreaptă acestuia nu mai face parte din planurile de viitor ale partidului.
avem o problemă cu neîncrederea populației, care ne spune că votează orice în afară de PSD. Oamenii nu mai au încredere în clasa politică, a declarat în urmă cu o lună Emil Rișteiu. Aoleu, declarație care îți dai seama ce, adică cu... Ceva l-a adus după el? Adică cum? Cum poți să spui așa ceva? Nu. A, deci aceasta a fost a doua gafă. Nu, asta este și de aici îi se trage. De aici îi se trage. Mm-hmm. Că spuneau că au greșit de două ori. Deci să înțelegem că asta oarecum ar fi a doua gafă care a umplut paharul. Fii atent. Liviu Dragnea nu s-a ferit să-i bată obrazul primarului de la Simeria și i-a zis, ați spus că oamenii nu mai votează PSD, așa ceva. Nu există! Trebuie să vă uitați și la câți sunt aceia care spun că nu votează PSD. Declarația lui Dragnea. Vis-a-vis de afirmația lui... A lui Rășteiu. Consiliul Județean al PSD Hunedoara va desemna în zilele următoare noua echipă care îl va seconda pe Laurențiu Nistor la conducerea filialei MROG. Deci, ce urmează? Un EPR? Mm-hmm. Ricci la un EPR? Rășteiu mâine, poi mine la un EPR? Ce spuneam eu? Este un partid pe care trebuie să-l monitorizăm cu atenție. Și să facem listuță, pentru că lați câți trec acolo, la un moment dat nu o să mai știm. Da, de ce politică. Deci ai observat chestia asta. ALDE racolează oameni din cadrul Partidului Național Liberal, PNL. Nu numai, dar majoritari. Păi dacă, deci, dacă l-au consilier pe Moloț, nu. Majoritari. Din coace, UNEPR-ul racolează oameni din cadrul Partidului Social Democrat, adică PSD-ul. Adică și au oamenii, deci, se naște câte un din puiuț. Din doi se fac patru. Da, se naște câte un puiuț, știi? Și, no, din care, iată... Da, măi, da, de multe ori puiul devine mai deștept ca găină. Da, normal, nu? După un timp. Mm. După un timp. Păi după un timp, corect, după ce e crescut. Vai, Nicol, hai să mai vedem un singur titlu, după care vreau să-ți propun ceva. Mă uit aici, mă uit, proces Berbeceanu versus Mureșan și compania a avut un nou termen, Aurel Rișcuța va fi adus la instanță cu mandat, fai de capul meu. Aurel Rișcuța era, hai să vedem, era. Deci nu s-a dus, nu a fost citat și nu s-a dus de bunăvoie, așa că va fi dus la instanță cu mandat, ia să vedem, Manu Militari, nu știu ce înseamnă asta. Ieri în Alta Curte de Casație, în Alta Curte de Casație a avut loc un nou termen în dosarul în care sunt judecați comisarul șef Traian Berbeceanu și ceilalți, procurorul Nicolae Cean, Alin Mureșan și așa mai departe, termen la care au fost citați pentru a da declarații în calitate de martori Deveanu Ovidiu Ionescu, zis Pera, Aurel Rișcuța, fost inspector șef adjunct la IPJ Hunedoara, omul de afaceri Gheorghe Uscatu, și comisarul șef Mircea Pitulescu, șeful Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara. Propus ca martor de DICOT, Ovidiu, Ionescu, zis Pera, și-a menținut declarațiile date în faza în care dosarul se afla la procurori. Eu am fost citat ca martor împotriva lui Berbeceanu, mi-am menținut declarațiile pe care le-am dat. Bun, și deși a fost citat pentru a doua oară pentru a da declarație ca martor, Aurel Rișcuța nu s-a prezentat nici la termenul de ieri. Deci asta înseamnă după că va fi adus cu mandat. După ce termenul din 9 septembrie a fost obligat forțat. A fost amendat data trecută cu 1000 de lei, mi-aduc aminte că am și spus lucrul ăsta. La cel de ieri, instanța a dispus ca acesta să fie adus cu mandat, adică însoțit de polițiști, la termenul de 4 noiembrie. Adică deci vrei, nu vrei, tot te prezinți, mai devreme sau mai târziu, nu scapi de responsabilitate. Da, da. Și chestie de circus, știi, că vin băieții cu tuba în fața porții sau la ușa blocului. Cine Dumnezeu își dorește un astfel de spectacol? Acum pe bune. Asta e. Tocmai de aceea hai să evadăm din lumea asta plină de probleme și unde altfel putem evada decât într-o carte, unde ne relaxăm, unde învățăm, unde ne culturalizăm și tocmai de aceea Biblioteca Județeană Ovidiu Sușianu Hunedoara Deva ne-a pregătit un stand de carte cu vânzare, iar acolo, acum, în perioada aceasta, până în 20 noiembrie, putem să achiziționăm cărți cu până la 40% reducere, aproape la jumătate de preț. Sunt foarte convinsă că fiecare dintre noi o să găsim un titlu care o să ne atragă și o să-l luăm acasă.
astfel de carte și o să o punem acolo după ce o să citim în biblioteca noastră frumoasă de acasă. Să nu uităm, acest stand de carte cu vânzare îl găsim în cadrul secției de artă și carte franceză. Dar cred că cel mai bine ar fi să dăm așa un tur prin bibliotecă ca să vedem unde este standul, chiar acum, după care o scurtă pauză de publicitate și revenim la Corinața cu invitatul nostru care tocmai a sosit. Biblioteca Județeană Ovidensu-Șeanu Hunedoara Deva oferă publicului iubitor de cultură o gamă diversificată de servicii moderne de bibliotecă. În cele patru secții ale sale, secția de împrumut, sala de lectură, secția de împrumut carte pentru copii și secția de artă și carte franceză, există un bogat fond de carte de peste 260.000 de exemplare din toate domeniile, cu caracter enciclopedic. Serviciile oferite de bibliotecă acoperă o paletă largă, împrumut de carte pentru toate categoriile de utilizatori, inclusiv e-book, împrumut interbibliotecar, consultarea colecțiilor de periodice românești și străine, inclusiv revista Vox Libri, editată de bibliotecă, colecția Legislația României, calendarul personalităților hunedorene, bibliografiile unor personalități hunedorene, informare bibliografică și documentară. Periodic se organizează expoziții aniversare și comemorative. Secția de artă și carte franceză deține un bogat fond de cărți și materiale audio-video din toate domeniile: arte plastice, muzică, cinematografie, sport, loazier. Tot aici se organizează lunar un stand de carte cu vânzare a unei edituri din țară. Biblioteca deține un centru Biblionet prin care se asigură accesul gratuit la internet și care pune la dispoziția comunității un număr de 13 calculatoare, oferă asistență de specialitate în utilizarea computerelor, listări, scanări, inscripționări de CD-uri și DVD-uri. Aici se organizează cursuri gratuite de inițiere în utilizarea calculatorului. Biblioteca organizează periodic activități cultural-educative de larg interes: Eminesciana, Unirea Principatelor Române, Ziua Internațională a Cărții pentru Copii, Trofeul Micului Cititor, Noaptea Bibliotecilor, Salonul Hunedorean al Cărții, Ziua Națională a României. Orarul bibliotecii este următorul: de luni până joi, de la ora 8:30 până la 19, vineri, de la ora 8:30 până la ora 18, iar sâmbătă, între orele 9 și 14, în perioada 1 octombrie 15 iunie. Wow. În subordinea Bibliotecii Județene Ovidensu-Șeanu funcționează 5 filiale. Filiala numărul 4 funcționează în incinta Școlii Generale din Cristuri și deține peste 10.000 de cărți din diverse domenii: literatură, știință, drept, religie, artă, sport, pedagogie. Filiala este dotată cu 10 calculatoare care oferă acces gratuit la internet pentru utilizatori. Aqualand Deva te invită la Happy Halloween alături de trupa lui Minnie și Mickey Mouse. Vino vineri 30 octombrie, începând cu ora 11 la Aqualand. Jessie Pink te așteaptă cu personaje de bază, concursuri și multă distracție. Petrece Halloween-ul la Aqualand. Biblioteca Județeană Ovidensu-Șeanu Hunedoara Deva oferă publicului iubitor de cultură o gamă diversificată de servicii moderne de bibliotecă. În cele patru secții ale sale, secția de împrumut, sala de lectură, secția de împrumut carte pentru copii și secția de artă și carte franceză, există un bogat fond de carte de peste 260.000 de exemplare din toate domeniile, cu caracter enciclopedic. Serviciile oferite de bibliotecă acoperă o paletă largă: împrumut de carte pentru toate categoriile de utilizatori, inclusiv e-book, împrumut interbibliotecar, consultarea colecțiilor de periodice românești și străine, inclusiv revista Vox Libri, editată de bibliotecă, colecția Legislația României, calendarul personalităților hunedorene, bibliografiile unor personalități hunedorene, informare bibliografică și documentară. Periodic se organizează expoziții aniversare și comemorative. Secția de artă și carte franceză deține un bogat fond de cărți și materiale audio-video din toate domeniile: arte plastice, muzică, cinematografie, sport, loazier.
Tot aici se organizează lunar un stand de carte cu vânzarea unei edituri din țară. Biblioteca deține un centru Biblionet prin care se asigură accesul gratuit la internet și care pune la dispoziția comunității un număr de 13 calculatoare, oferă asistență de specialitate în utilizarea computerelor, listări, scanări, inscripționări de CD-uri și DVD-uri. Aici se organizează cursuri gratuite de inițiere în utilizarea calculatorului. Biblioteca organizează periodic activități cultural-educative de larg interes. Eminesciana, Unirea Principatelor Române, Ziua Internațională a Cărții pentru Copii, Trofeul Micului Cititor, Noaptea Bibliotecilor, Salonul Hunedorean al Cărții, Ziua Națională a României. Orarul bibliotecii este următorul. De luni până joi, de la ora 8:30 până la 19, vineri de la ora 8:30 până la ora 18, iar sâmbătă între orele 9 și 14, în perioada 1 octombrie 15 iunie. Camera Agricolă Județeană Hunedoara, instituție în subordinea Consiliului Județean Hunedoara, oferă cele mai bune servicii producătorilor agricoli, cursuri de calificare profesională, consultanță agricolă gratuită, asistență tehnică în domeniul agricol, organizarea de târguri, expoziții și schimburi de experiență, consultanță privind legislația agricolă, accesarea de fonduri naționale și europene în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, PNDR 2014-2020, crearea de parteneriate public-private cu asociații profesionale ale producătorilor agricoli. Camera Agricolă Județeană Hunedoara, cel mai bun partener al afacerii dumneavoastră. Ce contează este definit de imagine. Pentru o imagine care contează în lumea modernă, aveți nevoie de profesioniști. InfoHD vă propune cea mai bună ofertă de producție și promovare prin imagine. Nimic din ce este imagine nu ne este străin. Profesioniști cu aparatură de ultimă generație vă oferă filmări speciale în tehnicile HD, Full HD și 4K, excepționale filmări aeriene cu drona, filmări subacvatice cu GoPro, filmări rotative cu Dolly. Producem și difuzăm spoturi video, filme de prezentare, reportaje, documentare și filmări evenimente. Pentru a căpăta valoare, orice eveniment are nevoie de imagine de calitate. Doar cu InfoHD, orice eveniment devine special. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0756-138-945 sau la adresa de e-mail marketing@infohd.tv. InfoHD, imaginea care contează. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
octombrie și luna octombrie este dedicată Halloween-ului. Tocmai de aceea, Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu, Hunedoara Deva, ne-a pregătit petrecere de Halloween, unde putem să participăm la două minunate concursuri. Este vorba despre concursul cel mai înspăimântător costum. Să vedem unde e imaginația românului și cum se va costuma, dar va mai fi probată această imaginație și la concursul Dovleacul de Groază. Acolo putem să-i punem și păr, putem să-l decorăm, putem să-l machiem, putem să-l pictăm, putem face absolut orice e nevoie. Și dacă tot vorbeam de petreceri și deja ne aflăm pe sfârșitul săptămânii și vine weekendul și vine relaxarea, hai să vorbim un pic de viața de noapte și cu cine altcineva am putea discuta despre acest lucru decât cu un DJ. Hai să-i spunem bună dimineața invitatului meu și anume DJ Ben Bugnar. Neața, Ben! Bună dimineața! Ce mă bucur că ai venit la mine! Oare că acum sunt chiar foarte curioasă. Cum e pentru tine să te trezești atât de dimineață, ținând cont de faptul că serviciul tău e de noapte? Păi, se pare că am reușit să o fac, adică nu a fost chiar așa. Pas foarte bun. Da, nu a fost chiar așa de greu și plus mai am și alte activități, să zic, în timpul săptămânii care implică trezire de dimineață, deci n-ar fi chiar pentru prima oară. Dar chiar așa matinal? Nu chiar, nu? Nu chiar așa, dar în jurul orei 7... Sigur, mă trezesc în timpul săptămânii, de obicei. Ben, tu ai avut o foarte mare influență pe această viață de noapte în cluburi, pentru că acum ceva timp, mai mult timp, ai dat start unui nou curent, și anume Retro Experience. Da, să încep cu începutul. Chiar te rog frumos, sunt foarte curioasă de unde ți-a venit această idee în momentul în care ai implementat Retro Experience. Păi, ideea a fost relativ mai veche, să zic așa, pentru că prin și 2000... dați-mi voie să intervin. Hai să explicăm telespectatorilor noștri ce înseamnă Retro Experience. Ajung și acolo. Să începem cu, știi? No. Prin anii 2000 puneam muzică la Park Place Timișoara, unde aveam o seară dedicată muzicii retro. Nu mai știu, miercurea sau joi eram pentru dedicată muzicii retro. Și acolo am reușit să mă perfecționez pentru că aveam și o bază de date, sau mă rog, o colecție foarte amplă de muzică, inclusiv pe vinil. Exista tehnic, pick-up-uri, tehnic 1210, ceea ce nu prea găseai în țară, poate numai prin București. Și e destul de greu să mixezi de pe plăci vinil. Este destul de greu să mixezi muzica concepută analogic, produsă analogic, pentru că ritmul nu este constant, fluctuează foarte mult. Muzica electronică este relativ simplu pentru că... E cam același ritm. Exact. Bun, și asta a fost la nivelul anilor 2000. După 2000, respectiv 2001-2002, am început să umblu prin țară ca invitat exact pe muzică retro, dar nu numai. Am făcusem oarecum un brand pe această parte. Mai era la modă în vremea respectivă și muzica latino, apropo. Da. Erau și petreceri de latino sau retro cu latino combinat. Așa era moda pe vremea aia. Super tare! Wow. Nicol, este doar super de acea perioadă. Mă, dar ce ritmuri, Dumnezeule, ce melodie, ce... Aoleu, nici nu puteai să stai jos. Pe bune. Totul te îndemna să te ridici și să faci mișcare. Și Nicol, la una dintre petrecerile tale pe care le-ai organizat Retro Experience în Orăștie, a dansat, nu a stat jos. Da. Sper să nu fie ultima. Nu, am eu grijă să o mai aduc pe Nicol la petreceri. Apoi, în 2003, mi-am luat o rezidență timp de 6 ani la Dănău Timișoara, unde majoritatea era muzică retro, apoi am schimbat un pic, am adus și un suflu mai nou, respectiv ceva muzică de club combinat cu retro, pentru că na, nu poți să faci, nu mai petrece retro, că se satură lumea vineri, sâmbătă. Da, trebuie automat tot timpul să reinventezi. Exact. Apoi clubul acesta s-a închis, am revenit la Deva și am demarat prin 2010, proiectul Retro Experience. Retro Experience fiind mai mult decât un joc de cuvinte, poate însemna experiență retro în sensul că am experiență ca DJ pe muzică retro. Sau experiența clientului vis-a-vis de
trăirile care le are dansând pe muzică retro. Corect, pentru că în momentul în care mergem la club și ascultăm o melodie retro, oarecum în noi se nasc niște sentimente, revin niște amintiri, intrăm într-o stare de melancolie, automat starea noastră este cumva conectată la ceva de demult. Exact, păi, pentru fiecare avem melodii care ne teleportează în trecut, automat, adică ne trezesc niște amintiri, știu eu, unii poate erau în armată sau alții poate... Erau la prima dragoste, primul blues. Pe vremea mea, i-am mai spus Corinei, pe vremea mea nu se numea blues, se numea dans la sentiment. Oh, ce frumos! Apoi balada. Și când, da, și când, și când prietenii noștri, apropo de și petrecerile acasă, erau ceaiuri dansante, știi? Ceaiuri. Așa, da, no, chestie luată, probabil ceva de pe la englezi, chestia cu ceaiul. Așa, ceai dansant. Dans și dans la sentiment. Și când mă invita câte un amic, câte o cunoștință, câte un băiat, câte un zice, Nicol, te fac un sentiment. Oh. Toate astea, să știi, de câte ori aud muzică retro, apropo, mi-aduc aminte de vezi, la Nicol, nu mai spui de muzică retro și deja se gândește, are aminte. Păi asta era și ideea. Adică asta am ideea, încercasem să recreez acele, la multe din petrecerile... În tunele din locații unde se preta, am încercat să recreez chefurile alea în șosete, cum erau prin anii 80-90, la careva acasă, cu sandwich-ul, cu pateu și cu castraveți murari. Da, așa e, așa. Eu vreau să recreez muzical, bineînțeles. Și în ideea asta, chiar de foarte multe ori, introduceam și una, două reprize de blues-uri, sau cum ar veni. Da. Ceea ce, să zic, în anii noștri, adică na, după 2000, era ceva să pui muzică slow într-un club, adică toată lumea era foarte uimită, dar... Dar în același timp degusta? Degusta, păi așa era la discoteci în anii 90, măi, 80, dar era 90. Momentul perfect în club în care toată îți plăcea aștepta... de un băiat sau îți plăcea de o fată, aveai ocazia să fii mai aproape de acea persoană, să dansezi. Exact, asta încercam să recreez prin retro experience și... Dacă sunt oameni care veneau, nu știu dacă am voie să dau nume de local unde am pus muzică în Deva pe Retro Experience. Putem să spunem. Da, hai, sigur că da. Oamenii care veneau, de exemplu, la Ceapa Roșie, știu despre ce vorbesc. Sau la Dublin, când eram, știu despre ce vorbesc. Am făcut multe petreceri împreună acolo la Dublin. Da. Eu cu Magic FM-ul meu. Din păcate, în Deva, la ora actuală, nu prea ai unde să mai faci genul ăsta de petreceri, pentru că... Nu știu, lumea s-a schimbat, patronii vor altceva, nu așa știu, cred că este o problemă dificil. Să știi între patronii de cluburi / puburi da. Și public. Pentru că de multe ori ei nu înțeleg că, măi, tocmai de aceea ai un DJ. DJ-ul e cel care simte pulsul, e cel care simte clientul, pe ce gen de muzică ar dansa și de multe ori ei vin cu idei, măi, vreau să pui muzică cum se pune în Timișoara, vreau să pui muzică cum se pune la București. Ei bine, publicul e total diferit. Nu poți să aplici ceea ce e la Timișoara aici. Sau poate nu într-o anumită seară. Nu, problema numărul unu din punctul meu de vedere este lipsa de originalitate și faptul că foarte mulți încearcă să copieze ce se întâmplă în alte cluburi care sunt trendsetteri. Adică nu există o originalitate, tu să lansezi o chestie a ta proprie, o identitate a ta proprie ca și pub club. Și încearcă să pune muzică, pe vremuri era, acum câțiva ani, mi s-a întâmplat să mi se ceară să pun muzică exact ca între ghilimele la Fratelli. De ce să pui muzică exact ca la Fratelli? Tu ești clubul ăsta, tu ești... Exact. Acum se cere să pui muzică... Nu-ți spun eu că nu lasă ci proprietarii, nu lasă specialistul să-și facă treaba? Nu știu care e. Acum fiecare face ce vrea cu banii lui și un investitor, în mod normal, ar trebui să fie doar investitor, adică să lase un specialist, indiferent de domeniu, că e cofetărie, televiziune sau club, plătești un om care trebuie să se ocupe, să construiască ceva cu ăsta. În general, patronii se erijează în a fi și manager și investitor și DJ și pune aia și barman și
Multifuncțional. Multifuncțional și de cel mai multe ori nu pușcă decât dacă să zic că ai lucrat la viața ta ca barman sau ca DJ sau știu eu și știi exact ce trebuie să faci. Mă bucur că ai adus în discuție cluburile și ce se poartă acum în cluburi. Care e noul trend? Muzical vorbind. Noul trend muzical și nu e nou, că e deja ea, că probabil a trecut de un an de când e la modă, e muzica deep. Muzica deep? Fă-mă un pic deep, să înțeleg ce e deep. Deep house, de adică fapt e... Adică ritmul ăla, taca-taca-taca-taca-taca. Nu, e un ritm așa mai așezat, undeva la 120-125 BPM-ul. Și-s piese mai filingoase, mai moi, mai... Știu eu... Eu chiar, uite, mă bucur că ai venit în această dimineață, eu am o curiozitate. Măi, în toate cluburile în care am umblat în ultima perioadă, nu, și sunt tânără, umblu și eu ce să fac? Na, dacă acum nu umblu, când să umblu? Se pun melodii care e foarte mult... Acum eu nu o să vorbesc în termen de muzică, că sunt paralelă și o recunosc, vorbesc în limbajul meu. E foarte mult... E multă parte orchestrală și doar refrenul mai intră. Adică nu se mai pun melodiile cap-coadă. Da, asta depinde de modul de mixat al DJ-ului care pune muzică în momentul respectiv. Adică pe mine textul unei melodii mă inspiră să dansez, pe când doar o linie melodică mă face așa, știi, să mă bălângă, să spun, să mă mișc ușor. DJ-ii de la Fratelli de la București au lansat un trend, cum ar veni între ghilimele, mashup. Adică ce înseamnă asta? Piesele mixate foarte scurt. Mixată strofă, refren și următoarea. Câteodată nici nu mai lăsa strofa, doar refrenul. Numai exact. Porțiune de refren exact foarte scurt. Exact la asta scurt. Mă refeream. Uite, vezi că tu știi să explici mai bine. Și scoasă piesele. Ce înseamnă asta? Înseamnă mult mai multe piese rulate într-o oră, da? Într-un set de oră, dar un set foarte dinamic, într-adevăr, dar în același timp deranjant pentru client care ar vrea să asculte piesa în totalitate, adică să se bucure de piesa respectivă, mai ales dacă e hit în momentul respectiv. Adică primești numai așa un fel de teaser din piesă, de fapt. Te amăgește. Exact. Te amăgește. Apropo de comercial, se poartă comercialul în cluburi? Se poartă comercialul peste tot. Nu gafezi cu comercialul? Nu că nu gafezi cu comercialul, dar... Nu, cum să zic, lumea nu e dispusă să meargă neapărat, sau cum să zic, lumea de underground este mult mai mică sau mult mai puțin clienți sunt pe underground decât pe comercial, pe mainstream. Și este firesc să fie așa pentru că, în general, imaginează-ți tu, să zic, muncești toată săptămâna, dau un exemplu, să zic, ești corporatist. Așa, da. Închis într-un birou. Exact. Muncești toată săptămâna, tu vrei vinerea sau sâmbăta să ieși într-un club. Să dansezi. Să dansezi. Să mă mișc, că stau destul de scaun. Care le cunoști. Corect. Acum, fie că sunt retro sau că sunt actuale sau combinate. Dar să le cunoști. Să le cunoști. Nu vrei să te duci la niște hale unde se organizează un party underground cu DJ necunoscuți, unde să asculți techno, de exemplu. Sunt unii care preferă chestia asta și e foarte ok. Adică, de aceea în orașele mari există cluburile tematice? Nu există, eu nu le văd, nu știu ce vrei să spui prin cluburi tematice. Adică pun doar un... Se axează pe techno, se axează pe latină, nu prea sunt, pe știi, rock, la Timișoara, jazz. De exemplu, ca asta cunosc, ca ce se întâmplă în orașul ăsta. Deci în Timișoara există cluburi care au o seară dedicată muzicii deep, de exemplu, dar, să zic, sâmbăta este concepută ca fiind o combinație de muzică, virgulă, comercială, adică de toate pentru toți. În schimb, există evenimente underground care se întâmplă la diferite hale abandonate sau în zone, știu, în locații care nu sunt în mod normal cluburi. Da. Unde există petreceri underground de drum and bass, de techno, de știu eu, alte genuri de underground. Acum eu am o întrebare pentru tine. Care gen de muzică te definește cel mai bine pe tine în momentul în care ești la platoane?
Uitasem să mai spun de încă un proiect al meu. Te rog. Care l-am demarat acum 2 ani și la care încă mai lucrez pentru că mai este mult de lucru. Se numește Mr. Luca, identitate de DJ. Și acest Mr. Lu pune cu totul și cu totul altă muzică decât punea Ben Bugner, de exemplu. Aha. Este vorba de jazz, funk, new funk, bossa nova și alte genuri care, să zic, nu sunt prea comerciale, dar sunt foarte plăcute de... Sunt foarte dansante. Foarte dansante și chiar de ascultat. Down tempo, trip hop și alte cele. Unde ai demarat acest proiect? La Căpiță, la Timișoara. La Căpiță, la Timișoara. Să înțeleg că în momentul de față tu mixezi la Timișoara cel mai mult. Cel mai mult. Adică, na, de vreo 3 ani de zile am rezidență la Molly Malone. Uh-huh. În fiecare joi. Am reușit în acești 3 ani să ne menținem și să, practic, am rămas lider pe piață în Timișoara, pe joi seara. Joia studențească, faimoasa joie studențească. Nu? Nu este petrecere studențească, culmea. Avem un amestec de public, avem și oameni mai tineri și mai în vârstă, deci foarte amestecat publicul. Joia. Joia. Seara de joi mă refer. Așa și în rest mixez pe unde mai sunt invitat, evenimente private. Acum suntem pe punctul de a începe o colaborare cu Tarabostes. Da, care sâmbătă și redeschide porțile pentru toți locuitorii din județul Hunedoara și cu această ocazie chiar îi invităm sâmbătă 24 octombrie la petrecere la Tarabostes în Orăștie, locația de iarnă a clubului. Pe mine mă interesează cum reacționează devenii, ce gusturi au, ce fițe, ce pretenții. E greu cu devenii, să știi. Păi, nu, eu chiar sunt curioasă așa să văd. În sâmbătă asta ne vedem la, atâta vreau să concluzionez, ne vedem la Orăștie. O să mixez alături de John Trend, respectiv DJ Joe, care cum mai este ne cunoscut. Vedem acolo. Suntem... Deci înseamnă că o să dansez și eu în sfârșit în club. Da, suntem doi veterani cum ar veni la butoane, pentru că amândoi avem experiență de peste 17-18 ani în domeniu. Și... în ceea ce privește gusturile devenilor, nu știu să spun, pentru că s-a schimbat atât de multe, în primul rând, generațiile. Generațiile mai vechi, da, le știu ce gusturi, ce preferau și așa mai departe. Acum tineretul, să zic, na, preferă genul ăsta de muzică deep house, ultra comercial, mai hip-hop, mai trap, știu, tot ce se aude de pe radio și... ce e viral, să zic, pe YouTube, ce mai share-uiesc unii și alții pe Facebook. Sistemul de turmă. Exact. Cam asta ceva. Se aplică la județul nostru. Eu îți mulțumesc mult, Ben, că ai venit alături de mine în această dimineață. Mulțumesc și eu pentru invitație. Mai am eu întrebări, dar te mai prind eu în emisiune. O să-ți mai dau o deșteptare așa de vreme și într-o altă zi, pentru că sunt curioasă să văd de unde pasiunea ta pentru muzică, de unde ai început să mixezi, dar la toate aceste întrebări o să o lăsăm așa, o întrebare deschisă, ca să te mai prind să vii la noi. Mulțumesc mult, draga mea, Nicole. Și eu cu mare drag. Au, ce vezi, zâmbește Nicol. Da, chiar weekend. Și bineînțeles, vă mulțumesc vouă celor de acasă pentru că ați petrecut o nouă dimineață alături de noi și alături de Ben ne vom vedea sâmbătă în Club Tarabostes pentru a ne distra, pentru a ne relaxa și pentru a petrece alături de prietenii noștri. Sunt Corina Butinariu, vă pupăcesc dulce, ne vedem și pe pagina noastră de Facebook, Corineața Perfectă, rămâneți pe Info HD și cel mai important, zâmbiți, iubiți, fiți fericiți. Pe mâine, o zi frumoasă, pa!